Domnule primar, să ne povestiți, vă rog, am zis că dumneavoastră ați sunat la 112. Da, am sunat, m-a anunțat guardul, având în vedere că era lângă mine, bineînțeles, pe el l-a sunat domnul Bațăvei Ionel, spunând că e o persoană care este desfigurată în șans, cam așa ceva, pe partea carosabilă a drumului. Cum ați găsit-o pe femeie? Pe femeie am găsit-o, era lovită, era desfigurată aproape, că nu o cunoșteam, dar fiind cetățean de aici, din localitate, am cunoscut-o foarte repede, fiind Vlad Filoftea, de vreo 87 de ani, 86-87, cam așa ceva. Am acționat repede la 112, mi-a răspuns salvarea, salvarea mi-a spus dacă este nevoie de poliție, între timp eu o audiam pe doamna respectivă, pe victimă, să vă spun drept așa, și m-a dus în eroare, spunând că nu a lovit-o nimeni. Asta nu mai știa, probabil, nu mai știa pentru că s-a întâmplat așa de repede, deci a fost lovită de o mașină, prin surprindere, fracțiune de secundă, șoferul a oprit la fața locului și vă dați seama că ea, pe nebun de unde nu-i, ce să mai. Și așa s-a întâmplat. Și victima, vreți să spuneți că a rămas într-un șanț? Victima nu era, victima era desfigurată, dar nu era în șanț, era la intrarea pe o porțiune de uliță. Da, după care eu am luat-o de acolo cu încă doi băieți, să o ducem la umbră pentru că soarele nu-i face bine și atunci am descoperit că are un singur pantof și unde e celălalt și atunci mi-am dat seama că într-adevăr și când am ridicat-o o durea și oasele și pantoful lipsă și mi-am dat seama că a fost izbită de o mașină. Calminte, ce să mai, pe mine mă băgase într-o eroare foarte tare spunând că nu a lovit-o nimeni. Vă dați seama ce așa, cu toate că avea fruntea terminată. Din cauza șocului. Din cauza, sigur că da. Cu ce am lovit-o, ce să mai... Asta cum vă explicați faptul că șoferul nu a oprit? Nu a oprit. Sunt foarte multe de explicat, pentru că atunci când ești vinovat, ești băut, ești... Cum să vă spun eu? Ai ceva care, pe lângă faptul care îl faci, mă rog, vei fi condamnat și vei fi pedepsit, să mă exprim așa, și de alte infracțiuni, sigur că da. El spune că nu și-a dat seama că ce a lovit și de gravitatea accidentului. La cum ați găsit-o dumneavoastră pe femeie, îl credeți? Eu cred că 100% a văzut că a dat peste cineva. Este imposibil să... Nu, deci nu se pune problema că n-a văzut. A văzut 100%, ce să vă mai spun. La cum era lovită femeia, nu da, a văzut cum să nu vadă. Să nu vadă, păi da, bineînțeles, da. Deci, cum se explică pantoful celălalt la 15-20 de metri? Adică a aruncat-o? Deci a aruncat-o, a izbit-o, a aruncat-o, cred că vreo 3-4 metri, după care s-a dus și pantoful la 20 de metri, la circa 15-20 de metri, cam așa ceva.